O firmă spaniolă de arhitectură propune primăriei Cluj schimbarea fundamentală a zonei din apropierea râului Someș și a platoului din fața sălii sporturilor. Astfel, malurile Someșului ar trebui să devină mai accesibile pietonilor, să dispară digurile din beton, să fie create insulițe, zone verzi generoase, poduri și piste pentru biciclete. O dezbatere publică pe marginea propunerilor specialiștilor spanioli a avut loc aseară la clădirea Casino. Zona aproximativ vis-a-vis de sala sporturilor pe malul nordic, cunoscute sub numele La Putuci. Aici se întâmplă una dintre cele mai importante măsuri pe care le propunem și mi se pare la fel de important să le discutăm cu dumneavoastră în seara asta, și anume această fâșie verde astăzi e propusă să se lărgească, să se extindă în direcția apei. O transformare majoră ar urma să aibă loc în zona platoului sălii sporturilor. Aici ar urma să apară mai multe insule de verdeață, iar locurile de parcare să fie reduse de la 340 de locuri la 40. Pe platou ar trebui să fie amenajat și un spațiu de recreere cu piste de role pe timp de vară și patinoar pe timp de iarnă. Arhitecții și reprezentanții primăriei nu au căzut încă de acord dacă aici ar trebui să fie realizat un parking subteran sau unul suprateran. Platoul de la sala sporturilor este una dintre mizele acestui proiect. Lucrurile trebuie studiate, trebuie găsită o formulă care să asigure flexibilitate. Se pot aduce aici o serie întreagă de evenimente și așa se poate chiar decongestiona Piața Unirii, care uneori este sufocată. Discuția de parcare ar trebui să se facă după existența unui plan. Evident că o parcare pe sol este mai atractivă decât una în subteran cu plată, a spus arhitectul Șerban Țigănaș. Toate aceste propuneri vor trebui incluse într-un plan urbanistic zonal și aprobate în final de plenul Consiliului Local. Autorizația pentru proiect ar putea să iasă cel mai devreme anul viitor. Jurnaliștii de la Ziar de Cluj au scris că punerea în practică a propunerilor firmei spaniole ar putea întâmpina obstacole pentru că terenul din zona sălii sporturilor este fărâmițat între mai mulți proprietari, Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea Tehnică, Direcția Județeană pentru Tineret și Sport. Viceprimarul Dan Tarce a declarat pentru NSN că proiectul se va face doar pe proprietatea primăriei și că nu vor fi afectate alte proprietăți.